La ora 10, toate drumurile județene și naționale din județul Călăraș erau închise din cauza condițiilor meteorologice. De asemenea, traficul pe autostrada Soarelui era închis. 46 de localități, în total 55.728 de consumatori, sunt afectați de întreruperile curentului electric. Școlile rămân închise joi, iar pentru vineri, 7 februarie, urmează să iau o decizie în cursul acestei zile. 10 autoturisme sunt blocate pe DG406, DG313 și A2. În prezent se intervine pentru salvarea oamenilor blocați în Ămeți. Mai multe amănunte despre situația înregistrată în județul nostru ne dă Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt al IJSU Barbu Știrbei Călăraș. În timpul codului roșu și portocaliu, sub care a fost județul Călăraș timp de mai multe ore, peste 24 de ore, pompierii militari împreună cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, sub conducerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a intervenit la aproximativ 45 de misiuni, acestea fiind intervenții de tip smurt, accidente rutiere, degajări de acoperișuri sau de elemente de acoperișuri desprinse de pe clădiri, degajări de copaci căzuți pe carosabil sau în unele cazuri chiar și peste autovehicule. 8 incendii, dar 3 au fost proceduri în drum, deci 5 incendii, fără probleme deosebite, în mare măsură fiind vorba despre incendii care au avut ca și cauză înfundarea coșurilor, mai multe deblocări de autoturisme. Am dus la o bun sfârșit fiecare dintre aceste misiuni, iar la momentul de față, vă spuneam, după aproximativ 26 ore de intervenție, mai sunt punctual câteva mici misiuni pe care încercăm să le ducem și pe acesta până la capăt. Pe DG403, către Luica și Mănăstirea, avem blocate 5 autoturisme. Din informații noastre ar fi 10 persoane, mai scurt timp vor ajunge acolo echipajele noastre împreună cu cei de la drumuri. Pe DG313, între Săpotnar și Horia, avem de asemenea 4 autoturisme. Și există informații că și la acestea se va ajunge în scurt timp. Pe autostradă am avut de asemenea în autoturism cu 2 persoane, în urmă cu aproximativ 45 de minute am ajuns la ei și au fost deblocați, au fost scoși din zăpadă. Vă spuneam cazuri punctuale, cert este că și la momentul de față județul Călăraș viscolul este destul de puternic, deși am ieșit din codul roșu, suntem în cel portocaliu, ninge viscolii și la această dată, ne vin imagini de la colegii care au misiuni în localități și este foarte evident că vizibilitatea este foarte scăzută. Pe acest fond recomandăm tuturor cetățenilor pe cât posibil să evite deplasările, iar dacă totuși sunt hotărâți să meargă la drum, să fie echipați corespunzător cu lopeți, cu lanțuri, cu băuturi calde, cu un aparat de radio, cu baterii încărcate la telefon și cu toate cele necesare pentru posibilitatea în care ar putea fi blocat la un moment dat în zăpadă. În momentul... Acestea ar fi câteva sfaturi pe care am vrea să le transmitem oamenilor. Da. În momentul de față, câte localități sunt fără curent în județul Călăraș? Fără curent, potrivit ultimei situații, care este de aproximativ 2 ore, 46 de localități au probleme din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, ceea ce presupune un număr de aproximativ 55.700 de abonați, iar pentru că o spunem, am prezentat totul într-o manieră foarte sumbră, trebuie să vedem și partea plină paharului și să văd la cunoștință că atât echipele Enel lucrează la flux continuu, cum se spune, în teren pentru a remedia din aceste defecțiuni, iar pe de altă parte drumarii, toate utilajele, sunt în teren și fac tot posibilul să elibereze carosabilul. Știți foarte bine că și la această dată toate drumurile naționale, județene și cea mai importantă artera noastră, autostrada Soarelui A2, sunt închise. Vă spuneam să fac eforturi pentru a fi redate circulații. Au existat situații în care echipajele de prim ajutor nu au putut ajunge la persoane cu afecțiuni medicale sau gravide? Gravide, în
din fericire, de această dată nu am întâmpinat probleme de acest gen. Am avut un caz mai deosebit pe parcursul nopții trecute, la un copil de 4 luni din Lehliu, care trebuia să ajungă la un spital din București. Am reușit împreună cu colegii de la Serviciul Județean de Ambulanță, deci a fost la ei în ambulanță, cu însoțitor, cu ajutorul celor de la drumuri, mai dificil, mai greu, dar s-a ajuns în timp util și pacientul a fost predat în bune condiții. Pe cazuri punctuale, vă spuneam, au fost și am privit fiecare intervenție din cele 45 de care vă spuneam cu aceeași seriozitate, cu aceeași implicare. Condițiile au fost în cea mai mare parte vitrege, fie că a fost copac căzut pe drum peste o mașină, sau elemente desprinse din acoperișuri, și am văzut că inclusiv presa locală a fost destul de implicată și de această dată și au participat, au văzut cam în ce manieră se lucrează în teren. Sperăm că în cel mai scurt timp să reușim să spunem că suntem pe zero și să ajungem la starea de normalitate pe care ne-o dorim cu toții. Iar un alt element pe care, da, probabil că deja toată lumea știe, astăzi cursurile sunt suspendate, iar pentru mâine urmează să iau o decizie în sensul acesta.